Bine v-am regăsit cu o nouă rețetă! Prăjitura cu piersici și iaurt este desertul perfect pentru zilele călduroase de vară, dar și pentru orice alt moment în care doriți să vă răsfățați cu ceva dulce și răcoritor. Este aerată, moale și delicioasă. Se face simplu și ușor, așa că vă las lista de ingrediente aici. Pentru ca totul să meargă rapid, mi-am pregătit ingredientele la îndemână și am cernut făina. Am folosit, ca de obicei, făină albă superioară 000 de la Băneasa. O folosesc de peste 10 ani și deserturile mele ies perfect. Am preîncălzit cuptorul la 180 de grade Celsius. Într-un bol foarte mare am pus albușurile. Am pus sare peste acestea și am mixat până au devenit o spumă albă, apoi am încorporat zahărul în câteva tranșe. Am mixat până am obținut o spumă tare și zahărul s-a dizolvat. Peste gălbenușuri am turnat uleiul în fil subțire, mixând continuu. Am incorporat iaurtul. Pentru aromă, am adăugat pastă de vanilie și pudră de coajă de lămâie. Puteți folosi și coajă rasă de lămâie bio. Am pus compoziția de gălbenușuri peste albușuri și am amestecat foarte puțin. La final, am incorporat praful de copt și făină. Am amestecat ușor cu o spatulă până s-a omogenizat compoziția, având grijă să rămână aerată. Am turnat aluatul în tava tapetată cu hârtie de copt. Piersicile, bine spălate, au fost feliate cu o grosime de aproximativ 1 cm. Am desprins feliile de sâmbure, apoi le-am dat prin făină cu partea care intră în contact cu aluatul. Le-am aranjat pe aluat cât mai aproape unele de altele. Am coprăjitura 50 de minute sau până a trecut testul cu scobitoarea. Am lăsat-o să se răcească complet pe un grătar, apoi am pudrat-o cu zahăr și am tăiat-o în cuburi mari. Prăjitura cu piersici și iaurt este răcoritoare și delicioasă. Cu siguranță o să vă cucerească, căci se face ușor, iar rezultatul final este savuros. Până la următoarea rețetă, vă doresc o vară frumoasă!